Doamnelor și domnilor, bună ziua! Peste 10 milioane de lei au fost alocate de România pentru ca grădinița din satul Mărinici să fie reconstruită. Din ruine a fost construită o grădiniță după toate standardele europene. De la zero au fost ridicați și tencuiți pereții, create toate sistemele de apă, energie electrică și ventilare. Grădinița dispune de toate sălile și condițiile pentru care o grădiniță simplă doar ar visa. Despre aceste detalii, dar și despre sponsorizarea Guvernului României, atât pentru grădinița Brândușa din Mărinici, cât și despre celelalte grădinițe din raionul Nisporeni, care au beneficiat de acest ajutor, vom discuta astăzi în studioul Albasat împreună cu doamna Viorica Trifan, directoarea grădiniței din satul Mărinici Brândușa, și domnul Ion Băuroș, profesor. Stimați invitați, vă salutăm prezența în studioul Albasat. Doamnă director, proiectul a fost realizat sub conducerea dumneavoastră? Proiectul era deja implementat atunci când am devenit director al grădiniței Brândușa din satul Mărinici, raionul Nisporeni. Instituția deja era absolut pregătită pentru a începe activitatea. Eu nu am lucrat pe parcursul anilor cât au fost făcute lucrări de reparație și de renovare a grădiniței. Atunci eram învățătoare la clasele primare în gimnaziul Mărinici. Așa. De ce sume este vorba concret în cadrul proiectului implementat? Grădinița noastră a beneficiat de o sumă de 10.027.000 lei, care au fost reconstruite. Erau doar două nivele, a fost construit al treilea nivel, a fost construit acoperișul instituției, s-au instalat geamuri, uși, s-au făcut reparație completă, s-a adus, mai întâi a fost, proiectul era pentru școală și el a fost încă o dată revăzut și l-au pregătit ca pentru grădiniță. Cam mai apoi să meargă lucrările și să avem instituția cu care ne mândrim și care este la moment o mândrie a întregului sat nostru, a comunei chiar Mărinici. Aproximativ cât a durat construcția? Au durat mai mulți ani, au mai fost și oprite lucrările, iarăși reluate, au fost mai mulți ani, 6-7 ani poate chiar au durat aceste lucrări. Vă dați seama, erau doar niște ruine, erau doar începutul, doar temelie, să zicem. Și a fost nevoie de foarte multă muncă, foarte multe investiții și toți acești bani au fost doar de la Guvernul României. Domnule Băuroș, ați dori să ne vorbiți și despre alte proiecte implementate pe teritoriul Republicii Moldova de către Guvernul României? Eu aș vrea să vorbesc chiar despre Nisporeni, că nu este vorba numai despre grădinița de la Mărinici. În cadrul acestui proiect, acestor acord care a fost între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, au fost alocate 100 de milioane de euro pentru reparația grădinițelor și, în primul rând, ca instituțiilor școlare care, pe parcursul mai multor ani, ele au fost distruse. Hai să spunem noi că în Republica 157 de localități nu aveau de fier liberat, că până acest proiect nu aveau grădinițe de copii. O bună parte din clădirile cele care construite pe vremea Uniunii Sovietice în anii 60-70, vreau că au fost distruse în timp, nu aveau inventarul necesar, nu exista, baza cei materială pentru ca fi organizată. Multe clădiri erau acomodate, erau pe lângă primării chiar care nu aveau o destinație de muncă a unor colective școlare. Iată, reșind din faptul acesta, vreau zic că proiectul acesta care a fost, demarat în 2014 între Guvernul României și Republicii Moldova, vreau zic că a pus la bază,
un îndemn, vreau zic, a părții României de a aduce, vreau să grădinițe de copii, măcar cât de cât la un nivel normal ca să activeze într-un regim de lucru. Adică toți copiii sunt niște drepturi internaționale. Mulți copii, vreau zic, nu aveau dreptul la grădiniță, nu aveau dreptul la grupa pregătitoare. O bună parte de copii erau în abandon școlar, alții sărmane sunt, chiar erau nihrăniți la timp și îmbrăcați, cum se cuvine. Iată, venirea acestui proiect a făcut o ordine, o regulă în sistema școlară și a dat posibilitate ca copiii la faza preșcolară, la faza timpurie, să fie încadrate între aceste instituții și vreau să fie formate colective închegate de educatori cu pregătire specială, atât nu la nivel de primărie, dar la nivel de instituții, vreau să fie universitare, să fie pus o bază materială, să fie construite, vreau să zic că probabil aveți apeduct, este canalizație, sunt ospătării, sunt săli de clasă, sunt cabinete pentru personalul, vreau să zic că pedagogic și așa mai departe, adică un jur întreg de lucruri care trebuie să asigure pregătirea copilului către instituția școlară, adică pentru a veni la școală copilul. Eu am să dau un numai să vă dați seama despre faptul că Guvernul României a alocat 26 de milioane de euro pentru reparația a 911 grădinițe din Republică. Eu mă miră, frate, că la Mărenici au luat 10 milioane, da? 10 milioane. Puține grădinițe din Republică au primit 10 milioane ca să fie construite din talpă. Vă spun, a fost o reparație așa mai curentă, reparație, vreau zic, pentru sistema de canalizare, pentru abeduc, pentru spătării, blocul alimentar, așa mai, dar să dea 10 milioane, la o sigură, este o excepție și eu cred că s-a făcut un lucru frumos și bun. Și nu e vorba numai de Mărenici, că sunt grădinița la Iuricieni, grădinița la Bărbăieni, grădinița la Miliești, la Sieliști. S-au făcut grădinițe moderne, altele grădinițe sunt chiar altor împreună cu școala, împreună, vreau să spun, în aceeași clădiri cu grupuri sanitare bine aranjate și construite. Nu mai trebuie și copiii Iana să îmi deprind frică afară. Adică sunt niște lucruri frumoase făcute. Să știți că proiectul acesta, vreau, care a demarat în 2014 până în 2018 și a să continue pe anul 2021, vreau zic că e o sumă foarte mare de bani, că sunt niște bani nerambursabili. 100 de milioane românii au dat Basarabiei, Moldovei, au dat școlilor din Moldova, vreau zic că fără a fi întoars înapoi. Sunt ca un dar. Este altceva că la ziua de astăzi, vreau zic că noi n-am putut, n-au putut autoritățile noastre, vreau zic că nu s-au dat autorităților locale și nici din nivelul 1 și 2. S-au dat la un fond, vreau zic că republican din Moldova, care vreau zic că este fondat pe lângă Banca Internațională, Banca Mondială, care ajută statele care sunt cu de dezvoltare, vă dați seama, anume, mai ales pentru Europa de răsărit. Și iată, banii aceștia care au venit, românii și la ora actuală, nu credeți că toate grădinițele lor sunt ca acestea noastre care sunt reparate. Au și ei probleme, au și ei sate, au gătuni, dar darul acesta făcut, bunăvoința asta de partea română, este un ajutor frățesc și el trebuie prețuit. Este altceva, până la ziua de astăzi, banii aceștia, 100 de milioane, nu au fost ceruti și nu au fost traduse în ce? În grădinițe, în construcție, reconstrucție și așa mai departe. Adică, practic, s-a luat 30-40 de milioane dintr-o 100 de mii. Este o rezervă foarte mare că, în timpul care mai este rămas, ca să dea posibilitatea ca majoritatea, vreau zic, autorităților locale, majoritatea, vreau zic, conducătorul instituțiilor preșcolare să poată lua acești bani. Adică să nu-i spui bețe roate, fiindcă au fost în presă, am văzut o șură de material în care se vorbea că conducătorul, primarul gospodării încearcă, localități încearcă să hotărască la rezină. Citisem, să facă, dar vreau zic că autoritățile locale de raiuri au pus bețe roate și la rugămintea lor să le se dea o sumă de bani pentru a pune acoperișul grădiniții, vreau zic că n-a găsit susținere la conducerea raiului și nici în Consiliu. Adică este bine ca lucrurile să fie văzute nu pe culori politice, fiindcă este un lucru nu la locul lui, fiindcă azi un om e altul la putere, dar copiii din grădinițele localităților din Republică sau de raion sau oamenii
educatorii, pedagogii care muncesc acolo sunt cetățenii Republicii Moldova și ar trebui lucrurile acestea să fie privite cu, poate pentru o perioadă mai îndelungată, numai ce avem azi. Trebuie să privim lucrurile pentru o perspectivă mai îndelungată. Așa, domnule director, de când activează grădinița și câți copii o frecventează? Grădinița Creșe Brândușa din satul Marinici activează din data din 11 ianuarie 2018. Pe parcurs, la început, au fost înscriși 78 de copii. Pe parcurs, numărul de copii mai variază, când crește, când mai descrește, dar aproximativ 80 de copii au frecventat în acești 2 ani și jumătate instituția noastră. A fost cam dificil la început, dar acum e și mai dificil la data de astăzi, că urmează să începem cu mai puțini copii, dar sperăm totuși să revenim la normal, să fie bine. Știți, eu vreau să adaug aici. Grădinițele de copii sunt treapta primară a instituției educaționale. Dacă în grădiniță nu se pregătește baza venirii copilului la școală, lucrurile merg destul de prost. Din experiența mea, să o spune, fiindcă acolo unii grădinițele se muncesc, unii sunt educatori, pedagogi care au o școală, sunt școliți, pregătiți pentru munca cu copiii în educația timpurie, copiii în școală din grupa pregătitoare vin cu altă pregătire școlară. Eu sunt de acord, într-adevăr, cu domnul Bouroș, activând 24 de ani în calitate de învățătoare la clasele primare și în localitate nu a existat, chiar în tot timpul de când am activat eu, nu a existat grădiniță, luând elevii micuții din clasa 1, și eu și colegele mele de la gimnaziu Marinici chiar întâmpinam foarte mari greutăți. Erau copii care nici o zi nu frecventau, era doar o grupă pregătitoare pe lângă gimnaziu activa și copiii veneau doar câteva ori până la masă, vă dați seama, nu erau nici dormitori, nici alte condiții. Și luând copiii aceștia în clasa 1, un învățător de clasele primare întâmpina foarte mari dificultăți. Era un adevărat, corect. Mă uitați că mă includ. Este vorba nu numai că copilul trebuie să știe literele alfabetului, să-l citească și să o coată până la 10-20. Pe degetele sau nu contează. Nu e vorba asta. Copilul la grădiniță face un ghemotoc de lucruri care vrea să că nici nu-mi dăm seama. Aici e vorba și de joacă, aici e vorba de comunicare, da. Asta e vorba de vrea să că de prieteni, cum se poartă în societate. Adică asta e cel mai important, de atenție, de cum respect pe cei mai în vârstă. Adică în grădiniță se dau primele lucruri elementare de educație. În străinătate, în multe țări din străinătate, că am avut ocazia să cunosc niște lucruri. Adică în grădiniță nici nu se învață a scrie și a citi și nici nu se învață alfabetul. Adică asta este etapa când copiii vrea să comunică, se înțeleg unii cu alții, când încearcă să se joace, să apară interesul pentru diferite discipline școlare prin joc și așa mai departe. Este o etapă pregătitoare de a intra în cadru educațional școlar. Deci, în fiecare sat sau oraș, o grădiniță este efectiv necesară. Absolut necesar. Este un lucru care chiar fără ea e foarte greu. Toate Mărinicii, mă iertați, făcea parte dintre acele 157 de grădinițe de copii care nu erau în unele localități din Republică. Iată, proiectul acesta a hotărât aceste întrebări și nu numai aceste întrebări, un șir întreg de întrebări, fiindcă, eu v-am mai spus pe atunci, România nu, în satele ei, nu au multe localități, nu au condițiile care le au. Eu am răsfăit, înainte de a veni încoace, niște pe internet, niște grădinițe și cum arată. La dumneavoastră nu știu cum arată, dar trebuie să fie tot bine.
ține mare dragul să vezi o rază căcănuți de frumusețe. Sunt proces de instruire, de educație. Acolo vezi locurile, vezi felicele, vezi cum se muncesc educatorii cu fiecare copil, cum comunii, cum se joacă. Deci asta e prima etapă a vinirii copilului în lumea științei. Mulțumim. Iar acum să urmărim un reportaj realizat de colegii noștri în grădinița creșă Brândușa din satul Mărinici, raionul Nisporeni. Peste 10 milioane de lei au fost oferite de Guvernul României pentru a fi reconstruită grădinița din satul Mărinici, raionul Nisporeni. Astfel, din ruine a fost transformată într-o instituție modernă cu toate condițiile necesare pentru demararea activității educative la nivel înalt. Este una din cele mai moderne grădinițe din raionul Nisporeni, iar asta este o mândrie pentru administrația instituției, administrația locală, dar și pentru săteni. Directoarea grădiniței ne prezintă cu mândrie fiecare bloc de care beneficiază grădinița și afirmă că absolut toate meritele se datorează Guvernului României. Reconstrucția grădiniței creșe Brândușa din satul Mărinici, raionul Nisporeni, a fost posibilă datorită Guvernului din România împreună cu Fondul de Investiții Sociale al Republicii Moldova, în urma căruia am beneficiat de 10.027.000 lei pentru această instituție. În cadrul instituției activează 6 cadre didactice, 12 cadre auxiliare. Reconstrucția capitală constă în construirea încă un etaj al instituției, construcția acoperișului instituției, au fost instalate geamurile, ușile în instituție, s-a făcut o reparație capitală în instituție. Preconizăm redeschiderea instituției la data de 15 septembrie 2020. În instituție a fost deja finisată reparație cosmetică, dezinfectare a întregului teritoriului instituției. Avem procurat dezinfectant, avem totul necesar, termometre non-contact, pentru a reîncepe activitatea instituției. Educatorii afirmă că nu duc lipsă de nimic și că se bucură că activează în astfel de edificiu renovat. Sunt foarte bucuroasă că activez în așa edificiu nou, înzestrat cu toate condițiile necesare pentru a organiza o educație. Sunt mândră că activez într-o așa grădiniță dotată cu toate condițiile necesare pentru a evolua procesul educațional. Suntem dotați cu toate necesare, cu apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz, adică grădinița este dotată cu toate cele necesare. Părinții declară că sunt mulțumiți și că acum au șansa de a se angaja în câmpul muncii fără ca să își facă griji de copii pe toată durata zilei. Ca părinte sunt foarte mulțumit că s-a deschis grădinița. Am doi copii care unul a frecventat grădinița, deja a plecat în clasa întâi, al doilea încă frecventează. Sunt foarte fericită, sunt foarte mulțumită, pot să mă angajez și eu în câmpul muncii. Copiii nu sunt lăsați în grija unor străini, îi aducem aici, sunt hrăniți, dorm la timp, au și o educație bună. Grădinița creșă Brândușa din satul Mărinici, raionul Nisporeni, a fost reconstruită pe ruinele unei construcții din timpul regimului sovietic. Construcția edificiului a durat aproximativ 7 ani, aceasta fiind dată în exploatare în anul 2018. Copiii se bucură de condiții bune, sală de sport de nivel, sală de festivități, bloc alimentar dotat cu tot echipamentul, blocuri sanitare noi, dormitoare separate de grupe și niște săli de grupă frumos amenajate. Potrivit directoarei, mai sunt lucruri care ar trebui de făcut, dar este tot timpul înainte. Cel mai important e că acum satul Mărinici are în sfârșit o grădiniță. Doamne director, grădinița dispune de toate blocurile necesare. Care sunt acestea? Grădinița noastră dispune de blocul alimentar, absolut cu toate încăpirile necesare unei grădinițe moderne. Avem un cabinet medical. Lângă cabinetul medical există izolator pentru copii și pentru angajați în caz de necesitate, cu ieșire separată.
Avem blocuri în fiecare sală de grupă, este iarăși bloc alimentar, sunt camere pentru copii, WC-ul, sală de baie, absolut toate condițiile, cu apă caldă și rece. Este foarte comod și bine pentru copii și pentru angajați. Ne încălzim, suntem conectați la gaze naturale și ne este foarte cald și bine. Deci v-am întrebat, fiindcă doamna primăriță care vorbea, care i-au pus bieță roate, el spune că la capăt, suntem că la capăt n-am avut nici o canalizație, n-am avut nici... lucrau într-o clădire adaptată, vreau zic, care nu era grădință. Acum a fost tot canalizația, pe duct, apă cald, tot la fel, și spune că suntem încălziți, vreau zic, pe gaz și pe biomasă. Adică au două surse, vreau zic, pentru a încălzi grădinița. Uite, eu zic că mare niciun nu a visat la o asemenea conduție, că eu cunosc bine mare nici, cunosc și școala, știu ce probleme aveau ei cu copiii satului, și mare nici a fost un sat care aveau destui copii, vreau zic, erau mult tineret în sat pe vremea, nu știu acum, dar era și aveau nevoie de grădiniță. Și acum, dacă avem 80 de copii, comparativ cu alte grădinițe, chiar numărul este mare. Și condițiile necesare, și atât pentru copii, cât și pentru personalul care diservesc și educa acești copii. Asta este un lucru foarte important. Dar sunt condiții moderne europene. Așa, doamna director, în continuare ne vorbiți despre condițiile din grădiniță, sala de sport și sala de festivități, la fel beneficiați de aceste două blocuri. Da, avem sala de sport dotată absolut cu tot inventarul necesar pentru ca activitățile copiilor să se desfășoare corect și modern, cu condiții bune. Avem sală de festivități, este binevenit și centru metodic din instituție, unde cadrele didactice au posibilitatea să lucreze asupra materialelor, să-și confecționeze de ce au nevoie. Avem condiții foarte bune, copiii au dormitor separat, au vestiar separat, sală de grupă separată. Avem două intrări pentru copii. Este foarte bine gândit proiectul și sunt condiții foarte bune în instituția noastră. Eu vreau să vă întreb și un lucru, fiindcă vorbeam despre cazul de la Rezina. Autoritățile publice din nivelul 2, raionale, cel din Republică, dacă cunoașteți lucrurile astea, v-au sprijinit în pregătirea vreodică? Aici nu o să dau detalii, dar eu vă zic, eu eram văzătoare la clasele primare. Nu, da. Nu, chiar nu cunosc. Nu cunoașteți, da? Activa în învățătoare, dar în credinița să... Din partea locului care vrea să mișcată piatra de loc. Nu a venit partea română și a zis că noi vrem să construim la voi. Fiindcă să pregătiți un set întreg de documente. Da, în primul rând nu exista proiectul. Din ce aici cunosc eu, tocmai fostul primar, domnul Ion Croitoru, a fost cel care a dus la bun sfârșit acest proiect al grădiniței. Apoi au urmat lucrările de construcție. Asta și cunosc. Ei, și primarii care au venit, probabil s-au perindat, când pare că a fost și domnul Echim acolo, tot ce au adus aportul, probabil, ca proiectul să fie finalizat pe la cap, altfel să rămâie. Cred că. Finalul, un primar s-a dus, dar nu putea să înceteze realizarea proiectului, da, dacă nu era sprijinul. Și cred că eu le spun un singur lucru. La Nisprende s-a făcut mult în privința asta. A lucrat mult direcție de învățământ, Consiliul Raional. Eu cunosc, am fost eu când la Consiliu, dar cunosc consilierii care și sunt oameni care cu multă dragoste față de învățământ, de tuțele preșcolare. Și vă spun un lucru. Proiectul acesta românul moldovenesc a fost ca o mană cerească. Cei care au știut să-l prețuiască, vreau să zic că și-au avut îndrăzneala și-au pornit cu proiecte, pentru că nu e atât de simplu.
bani nu ți-i dau nimeni, cu atât mai mult că nu a fost dat administrație, dat fondului acesta, vrează că pe lângă Banca Mondială, fondul din Republica Moldova, vrează că care, ca de investiții, care sociale, care a eliberat bani, dar se eliberează bani în baza unor proiecte serioase, care să, să fie realizate, vrează că proiectul până la capăt și banii să nu fie cheltuiți în vânt. Adică lucrurile... S-a făcut o muncă foarte mare și întreg oraiul s-a făcut o muncă, fiindcă avem 27 de grădinițe în raionul Sponei care au fost renovate sau construite din talpă, construite până la capăt. Și este muncă. Noi suntem, nu suntem un raion mare, nu suntem un raion mai mic, nu putem compara cu Orheiu, care au 47 de grădinițe, adică mai mult ca noi, sau cu Soroca, că este un raion mare, dar în, posibil, în limita posibilităților noastre s-a făcut un lucru foarte mare și eu zic că și deputații noștri care au fost în Parlament, ei n-au umărit direct, și ministrii noștri care au avut, dar au fost umărul la, la o chestiune care trebuie rezolvată aici la noi și ultima la noi, în întreaga Republică, cu banii veniți de, dincolo de Prut. Domnule Băuroș, considerați că fără condiții bune, necătând la faptul profesionalismului de nivel înalt al lucrătorilor din cadrul educației preșcolare, procesul educațional ar fi la fel de nivel înalt, de o calitate bună? Noi în sistemul preșcolar am avut puțin, acum 10-15 ani am avut puține cadre foarte bune sau bune, bine pregătite pentru, pentru educația preșcolară. Dar vă spun de ce, fiindcă și acum o parte din, din grădinițe de copii sunt prin la autoritățile publice locale, prin lângă primărie. Nu întotdeauna, hai să vorbim, un consiliu local sau un primar ales, frate, că este bine destinată sau cunoaște foarte bine bucătăria aceasta a, a muncii preșcolare, așa? Și atunci, cu vreo 10-15 ani, dacă nu greșesc, în urmă s-a hotărât ca cadrele să nu mai fie depindă de autoritățile locale, să fie școlite și să fie, vreau zic, sub dirigirea direcției de învățământ. Adică sunt oameni care pricep în, în chestii. Este, sunt și inspectori la direcția de învățământ care se ocupă cu activitatea preșcolară. Sunt educatori acum la ora actuală, sunt educatori pregătiți la nivel universitar, adică sunt oameni care au pregătire, au grade didactice, adică sunt oameni care știu ce înseamnă o educație preșcolară și care este programa muncii preșcolare. Este o diferență mare și am în instituțiile de învățământ, eu pot spune cu mâna pe inimă că avem destule cadre didactice pregătite bine pentru, pentru pregătirea micuților care vin în clasa 1 în instituțiile gimnaziale. Doamna director, mobilierul și toată tehnica a fost procurat iarăși din banii din cadrul proiectului sau administrația locală sau instituție a acoperit aceste cheltuieli? Absolut totul din instituție și mobilier și absolut totul este din cadrul proiectului din care am beneficiat instituția noastră. Câte cadre didactice activează pe teritoriul instituției? În prezent activează 6 cadre didactice, 12 cadre auxiliare. Asta este personalul instituției. Cât de curând credeți că copiii vor reveni în grupe? Preconizăm să redeschidem grădinița noastră la data de 15 septembrie 2020. Așteptăm și noi cu nerăbdare să ne prindem în brațe micuții. Suntem asigurați cu cantitate necesară de detergenți și dezinfectanți pentru a prelua măsurile și cerințele care ni se cer la ziua de astăzi. S-au făcut reparații curente, o curățenie generală în cadrul instituției și chiar pe întreg teritoriul grădiniței. Suntem gata, așteptăm doar decizia Consiliului Comunal Marinici ca să ne putem începe activitatea. Considerați că procesul educațional va fi ceva mai diferit decât anii trecuți, da? Sigur, va fi mai diferit. Vor activa doar
câte 10-12 copii. Vom include doar copii de vârstă de 4-5-6 anișori. Vom activa conform cerințelor actuale. Nu este o perioadă foarte serioasă, mai ales grădinițele de copii. O bună parte din părinți se vin în satele clasate, dar și satele vrează, dacă lumea este ocupată în câmp, lucrează la diferite întreprinderi, este foarte greu pentru părinții ca să nu se poată duce copiii la grădiniță. Avem probleme și pierdem mare în economie, Raionul, Republicii și statul și guvernul este predispus ca lumea să facă treaba la locul lui de lucru. Dar Comisia Penal Câmpia cu hotărâri de 15 septembrie a dat Domnul să fie o treabă bună, să fie deschisă, fiindcă este și o temere foarte mare pentru noi toți. Este o tradiție frumoasă ca să deschide. Este o temere, s-a început și anul școlar și copiii grădiniță. Cred că următoarele 2-3 săptămâni o să ne demonstreze. Am făcut corect ori n-am făcut corect. Dar probabil, cum a spus și doamna directoare, dacă o să fie luate în toate măsurile necesare să fie spălat pe mâini, să fie copii mai izolați unul față de altul, să nu fie oameni întâmplători pe teritoriul grădiniței, că să aducă infecția, să nu aducă atunci. Putea vrea zic și să muncească. Sperăm. Da, dacă o... Domnul director, de-a lungul conducerii dumneavoastră au mai fost implementate câteva microproiecte, desigur nu finanțate de Guvernul României, dar care sunt acestea? În anul curent, datorită conlucrării cu primarul comunii, domnul Veleșcu Vitalie, a fost posibilă instalarea a 7 camere de supraveghere. Este supravegheată instituția noastră absolut din toate direcțiile. La data de astăzi am finalizat reparația și renovarea unei săli în subsolul instituției, care va fi folosită de personalul nedidactic pentru ca să nu fie în contact cu copiii din instituție și cu personalul didactic din grădinița noastră. Aveți proiecte pe care ați dori să le realizați pe viitor? Sigur că orice director de instituție visez să mai câștigăm proiecte, să reconstruim pavilioanele din fața instituției, să le dăm viață, să fie mai colorate, mai vii. Avem planuri de viitor, sperăm să le realizăm pe parcurs. Domnule Băuroș, cum considerați procesul educațional în instituțiile preșcolare? Ar trebui realizate, ar trebui desfășurate în aer liber sau în sălile de grupă, mai ales în perioada în care suntem acum? Eu aș fi cel nu specialist în domeniul preșcolar, vreau zic, în această ramură, din cât cunosc și de cât știu. Noi depinde de mult factor, dacă e vorba să trecem în aer liber, atâta cât timp cât afară ne permite temperatura, adică dacă avem cum este anul acesta, avem o vară călduroasă și se prevede spulții în octocienic și toamna o să fie până în septembrie-octombrie, firești cum ar fi bine o bună parte din lecțiile pe care le trec, cu atât mai mult că e vorba de copiii din grădinița, cei care le place să joace, le place să alerge, să sară. Dar nu știu pe cât vreau să zic, ne dă posibilitate să facem lucrul ăsta, situația aceasta pandemică care este, fiindcă și în instituțiile școlare, vreau să zic, copiii nu se fac cultura fizică, nu se facă, nu se sară, nu se alerge, nu se joace fotbal împreună, să fie aproape unul de altul, să le sunt niște lucruri. Nu e de opte în procesul educațional. Am venit într-o perioadă acum care nu ne-am gândit niciodată și o schimbat complet vizualitatea noastră la instituția și metodele de predare.
Încă înainte am fost deprins să stăm cu copiii în față, să ne jucăm cu dânsul, să comunicăm cât mai aproape, dar din contra le spunem copilul cât mai departe unul de altul. Cu copiii lucrăm individual, cu unul lucrăm cu clasa, adică lucrăm. Sunt niște lucruri care o să ne pui în gardă și mi-e teamă că noi o să fim de mână cu forma asta, vreau zic, la distanță pentru multă vreme. O să fie o parte din viața noastră școlară, dacă vorbim de școală și de grădiniță. Stimați invitați, cum apreciați gestul făcut de Guvernul României, atât în raionul Nisporeni, cât și în toată Republica? Este un gest binevenit, este chiar o necesitate pentru comunitățile noastre și nu numai în raion, dar în întreaga Republică. Eu, ca director al grădiniții, chiar aș remarca că dacă nu era acest proiect, la ziua de astăzi, satul Mărinici nu avea să aibă grădiniță, copiii aveau să meargă iarăși, cum au mers până în 2018, doar pe lângă gimnaziu, într-o grupă pregătitoare. Nu aveau să fie aceste condiții pentru copii. Și chiar și părinții beneficiază în acest proiect, pot merge, se pot angaja în câmpul muncii. Este un beneficiu întregii populații, zic eu. Dar, în primul rând și în cel mai important, copilul. Copilul este cel care cel mai mult a beneficiat și, să vă zic sincer, când la început se vedea pe fața fiecare copil, cu cât plăcere, după atâta timp a revenit într-o instituție atât de modernă, cu un teren de joacă care le dădea posibilitate. Poate erau copii care niciodată nu s-au folosit de aceste instrumente, de acest inventar, care este foarte necesar în dezvoltarea unui copil mic de vârstă preșcolară și chiar și antipreșcolară. Domnule Bouroș, știți ce aș vrea eu? Când vin de la Bărboieni spre Nisporeni, pe traseul ăsta care vin la Ungheni, în deal deasupra Bărboienului, este un panou în care scrie că această sistemă de irigație, sistemul de irigație pentru câmpurile acestea care sunt, a fost construită și stația de pompare a fost construită cu ajutorul poporului american. Uite, treci și vrei, nu vrei, vreau zic că rămâi impresionat de faptul că unii în America și unii suntem noi și uite, poporul american a donat o parte din banii lor, le-a donat unul câtorva localități pe malul Prutului ca să poată aduce apa din Prut și să ne așteptăm, să stăm cu gura la cer, să așteptăm că nu se plouă, că nu se face agricultor așa. Uite, așa aș vrea pe fiecare grădiniță, fiecare școală, când vine un grant din altă parte și când cineva se gândește la tine și îți face, pentru un demn suflet, îți face această donație, să fie pe această grădiniță scris că această grădiniță a fost, vreau zic, ridicată din temelii și vreau zic că și a adusă la situația care este la astăzi cu tot necesarul care trebuiește din donația poporului român. Știți, ar fi normal, fiindcă la noi părere de rău nu fac politică aici. Cu părere de rău la noi lucrurile se uită. Se uită. În 2018, când Dodon spunea că vreau să câștig majoritatea în Parlament, o să renunță la acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Adică, până în ziua de asta, tot de acolo vin banii. România este o parte a Uniunii Europene, este un stat frate. Noi suntem oameni de aceeași suflet, de aceeași limbă, de aceeași tradiții și parcă nu observăm lucrurile acestea. 911 grădinițe. Iată, vă mai spun și altceva, că există un protocol între Guvernul României și Republicii Moldova, care a fost semnat la 7 octombrie 2015, în care România acordă cu un procent foarte mic, rambursabilă, cu asistență financiară rambursabilă de 100 de milioane.
de euro. Sunt bani foarte mari pentru Republica Moldova, care pot fi la fel, pot fi îndreptați spre modernizarea sistemului școlare, spre terminarea gazoductului acesta Ungheni-Chișinău, despre care vorbim mulți ani și așa, și nu mai ajută să mai dea gaz teritoriul Moldovei. Dar sunt un șir de domenii în care, ca să spunem, instituțiile noastre școlare și preșcolare, la ziua de azi, nu sunt toate dotate cu tot necesarul. Mai avem clădiri în care liceul este afară, avem clădiri în care nu avem sistem de canalizație, ne alimentăm din fântâni cu apă și așa mai departe. Sunt niște lucruri și eu cred că tot ce se face în apropierea acestor două maluri de Prut se face frumos și eu înțeles dincolo de Prut că dacă uneori cei care conduc țara nu vor să o facă pe cale legală, începe să face vreo că prin donații directe, adică nu mai mergem, vă dăm rămăjoara de bani statului și voi face ce vreți cu dânșa. Eu împart, cum am spus, după culori politice, după cumătri, după fin și așa mai departe. Lucrul trebuie să fie făcute. Este satul, localitatea cu nevoie, acolo trebuie să dea și acolo trebuie să ridice bunăstarea vreo locuitorilor din această localitate. Eu sunt pentru aceea ca lucrurile trebuie să continue și să fie primite cu inima deschisă, să fim, măcar din când în când, să fim, vreau că nu în raportul de totalizare a unui fond oarecare, dar din când în când să mai ieșim la nivel, știu eu acolo cât de sus nu este, spunem că, măi, fraților, nu de acolo ne vine și voi sunteți acei care, când e greu, sunteți de ajutor. Stimați invitați, să facem o totalizare al întregului subiect discutat astăzi la noi în studio. Deci, pentru prima dată în satul Mărinici a apărut o grădiniță, fapt pentru care mulțumirile se datorează Guvernului României. Majoritatea copiilor până atunci nu frecventau o grădiniță. Era doar o grupă preșcolară de pe lângă gimnaziul din comună. Da. Și vreau să vă întreb, doamnă director, cum apreciază părinții acest gest? Pentru că este un gest foarte mare, în special pentru ei. La sigur că părinții apreciază acest gest, sunt mulțumiți. La rândul lor se pot angaja în câmpul muncii. Se vede rezultat, copiii stau întreaga zi în instituție, beneficiază de un regim bine determinat. Este un plus foarte mare pentru părinții din Comuna Marinici. Este și o pregătire la nivel mult mai înalt, vreau zic, în instituția construită și care au toată exploatare, fiindcă e vorba de o echipă de specialiști în domeniu, sunt educatori care cu pregătire specială, sunt oameni, vreau zic, indicări care știu ce să facă, vreau zic, dacă atunci era o grupă pregătitoare, cum spune doamna director, și numai pe lângă școală, acum copilul se ia la prima etată. Creșă nu aveți? Avem creșă. Din creșă, de la 10 luni, de la un an, copilul se iește și se educă, vreau să se pregătește pentru viață, că școala este o parte din viața omului. Eu vreau să spun aici că dacă puteți intercala în altă parte, că e vorba nu numai de acest proiect care vreau să zic că a venit să ne ajute în pregătirea primii trepte a școlii, dar copiii noștri în fiecare an din școlile raionului se odihnesc în România și mulți dintre și ei vreau că gratis, așa vreau, pe baza niște acorduri de prietenie dintre raionul nostru și județele de România, fie că vorbim de județ Timiș sau Vaslui sau Iași sau Bacău, adică eu am cunoștință de cauză că lucrurile astea se întâmplă. De la în anul 92, când, 91, când primul contingent de copii ai noștri au plecat la învățătură în România, după Revoluție din 98 din România, erau câteva sute de copii. Astăzi avem mii de copii care învață în România, fac studii, vreau zic, la liceale, după aceea fac studii universitare, după aceea își apără licența și fac masteratul, fac acolo, vreau zic, sunt un șir de sfere în care vreau să că noi suntem conectați cu,
cu frații noștri români și nu mai spun că avem aceleși rădăcini comune și cultură și limbă și tradiții și tot ce este legat și cred eu că e departe ziua aceea când ca așa cum se face întreaga Europa, să nu mai fie hotară aici la Prut. Și să fie o trecere liberă, fiindcă ai un șir de tineri și oameni care în stare care ar putea să nu plăiți cumva la capul lumii, să lucrezi aici alături la Iași sau la... Deși sunt și acum care multă lume lucrează. Fie, dacă România aici e aceeași limbă, fiindcă a lucrat peste hotare, bariera cea mai mare la început este limba. Dar aici nu ai nevoie de înțelegere cu frații români. Este unica țară din lume în care nu avem dialecte. Un ardelean se împacă bine cu un bucovenean sau cu un moldovean sau cu un muntenean. Adică unii sunt care nu se, au nevoie de traducători, dar este. Ce ține de suportul Guvernului României, la fel pentru toți studenții din Republica Moldova care pleacă în România, din câte cunoaștem, studiile sunt gratis și studentul beneficiază de cămin școlar la fel gratis și de o bursă, anume Guvernul României a stabilit o bursă pentru studenții din Basarabia. Este un suport pe durata întregului ciclu de studii. Deci și pentru asta mulțumim Guvernului României. Atât pentru astăzi. Alături de mine în studioul Alba Sat a fost doamna Viorica Trifan, directoarea grădiniței Brândușa din satul Mărinici și domnul Ion Bouroș, profesor. Stimați invitați, vă mulțumim mult pentru discuția caldă pe care am dus-o astăzi. De-a lungul timpului, Guvernul României a fost și este alături de noi. Datorită suportului financiar din partea acestuia, sute de copii din raionul nostru, dar și din toată Republica, frecventează școli și grădinițe moderne. Mulțumim mult vecinilor de peste Prut. La revedere!